Oamenii au ajuns la capătul răbdării, au făcut sesizări la primărie, însă fără niciun rezultat. Uitați, asta e un răspuns din 21.10.2015, la o adresă pe care noi am făcut-o, cred că am lucrat împreună la ea, că am lucrat tot mereu cu vecinii mei. Și ne spune aici așa, ținând cont de faptul că SECE Apa Prod a omis să includă acest obiectiv în vederea finanțării, așa, cuprins la rectificarea bugetului pe anul 2015, rectificarea acestui studiu urmând să, ca proiectul tehnic și execuția lucrării să se facă în 2016. Avem o alta din 2016, ca, la fel ne spune, că până la sfârșitul anului. Auziți, aici atâta ne-au mințit oamenii ăștia și atâta ne-au bat jocuri, de nu vă puteți imagina. Povestea noastră, uitați când începe, să vă arăt. Pentru că vă spuneam eu că vecinii mei cară apă de 10 ani, nu e minciună, uitați-vă. Uitați-vă, am un ziar aici din 20 aprilie 2006. De atunci o lua naștere strada Granitului. O familie de pe strada Granitului a încercat să utilizeze ca sursă de apă fântâna, însă apa are o duritate foarte mare și lasă depuneri, astfel că oamenii sunt nevoiți să-și aducă apă în bidoane. Tot timpul două, trei peturi să aducă apă. Două, trei bidoane, da. De la mama, de la tata, de la socru, de la frate meu, de unde este? Din apartament, de la bloc. Deci mergeți cu bidoanele la bloc? Păi urcăm la bloc, umplem două, trei bidoane cât avem nevoie și coborâm și asta este. Cărăm. Ce zice? De 10 ani, nu-i mult. Din cele 15 familii care nu au apă și canalizare, 5 nu au nici curent. În această situație se află și Sorin Oprean. Omul și-a construit casa în urmă cu 3 ani. A vândut tot ce avea și s-a împrumutat la bancă. Acum a ajuns să stea în chirie. Socrii locuiesc aici pentru că nu pot lăsa casa nelocuită de teama hoților. Ca să nu stea pe întuneric, oamenii și-au cumpărat baterii auto și generatoare de curent. Asta e un generator mai mic, ăsta nu poate să ducă decât televizorul și eventual un bec sau două. Pentru o bormașină sau ceva am ăla și pentru lucrări mai mari pe aur de 7 kVA. Asta e sursa. Și pentru iluminare, vedeți, peste tot am becuri și am baterii. Vedeți să le vedeți. Baterii auto pe care le încarc. La 2, 3, 4 zile le duc, le încarc, le duc înapoi. Terenurile de pe strada Granitului au fost cumpărate în urmă cu aproximativ 10 ani. Atunci, oamenii au crezut că vor avea și utilități. Așa li s-a promis când au obținut autorizațiile de construcție. Dacă nu am apă, nu-i curent, e foarte greu, te descurci. În momentul în care am cumpărat, am fost fentați, am fost, cum să vă spun, păcăliți. Instituțiile, nu știu unde au fost, că era orașul împânzit cu afișe cu ce zonă rezidențială va fi aici și s-a abandonat. În momentul în care dezvoltatorul și-a luat banii, ne-a uitat toți. Fără apă și canalizare, mai sunt și alte gospodării situate pe străzile din apropiere. Totuși, reprezentanții primăriei spun că situația este sub control și problema se va rezolva în câteva luni. A durat destul de mult pentru că au fost peste 20 de firme care au participat pe fiecare modul de lucrare. Evaluarea documentelor depuse la licitație a fost foarte mare, au fost cerute și clarificări, dar în momentul de față avem certitudinea că, încă o dată spun, în maxim 3 săptămâni pe cascade și în 2 luni pe celelalte două străzi vor începe lucrările, în așa fel încât oamenii să aibă apă și canalizare pe cele 3 străzi din Deva. Toate cele 3 străzi neracordate la rețeaua de apă și canalizare sunt situate la doar câteva minute de mers cu mașina de centrul orașului Deva.